Fonduri de aproape 900 de milioane de euro au fost date unor solicitanți frauduloși anul trecut, cea mai mare concentrare de cereri de fonduri europene suspectate de fals venind din România, Bulgaria și Ungaria, arată datele investigatorilor Uniunii Europene citate de Reuters, menționează Hot News. Raportul anual publicat marți concluzionează că 888 de milioane de euro au fost probabil rambursați către solicitanți necinstiți în 2015, o scădere ușoară față de totalul de 901 milioane de euro din anul anterior. Conform sursei citate, printre exemplele date în raportul ce vorbește de 1400 de acuzații de fraudă, se numără și o plată de 1,3 milioane de euro pentru modernizarea unei unități de refrigerare din Bulgaria, cea mai săracă țară din Uniunea Europeană. Când investigatorii au verificat, au descoperit că furnizorul și proprietarul fabricii erau aceeași persoană, care a umflat prețul. România, Bulgaria și Ungaria au consemnat cea mai mare concentrare de fraude din Uniunea Europeană în 2015, mai titrează Hot News.